Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Vlad, spuneți-ne cu centrala, cu Zaporojie, cu ce s-a întâmplat acolo, ca să înțeleagă Zaporojie tot poporul, inclusiv noi. Da. Am văzut, unii colegi au unele dificultăți să pronunțe denumirea acestei centrale. Dar cum e corect? Zaporojie, spune. Nu, tu ai zis-o corect, nu. Am auzit pe la diverse radiouri, Zaporizhi, a zis cineva, Zaporizhi, Zaporiza, Zaporojie, îi spune. Este un oraș în care este... Eu am avut Ucraina aproape permanent. Da. E undeva în estul Kievului. Nu e foarte departe de Kiev și, culmea, nu e nici foarte departe de Moscova. Dacă stai să te gândești apropo de un eventual accident nuclear, Doamne ferește. Da. Centrala de la Zaporojie. Și pentru că dacă ești dictator psihopat la Kremlin și mai ești niște slugi psihopate, de ce n-ar fi o idee bună să bombardezi centrala sau ce este în jurul centralei? Care e problema? O centrală nucleară. Ce se poate întâmpla dacă ia foc, nu? Mm. Cam asta cred că a fost. S-a întâmplat noaptea trecută. Toată lumea este super îngrijorată de ce s-a petrecut astă noapte acolo. Și ca să vedeți și în ce lume trăim, cândva pe la miezul nopții erau niște zeci de mii de oameni care se uitau în direct pe webcam-ul centralei de la Zaporojie. E un webcam acolo pe YouTube, care transmite imagini ca orice webcam. Și se uitau cum explodează obuze, cum se trag trasoare, cum arde, e adevărat, nu centrala, slavă cerului, ci o clădire administrativă de undeva din zonă. Înțeleg că focul a încetat acum, focul militar armat, și că li s-a permis totuși pompierilor să intre să stingă incendiu. Acum, problema cu centrala, sigur că dacă bombardezi reactorul, nu este o idee bună, oricum mai dau. E adevărat că aparent rușii nu au bombardat direct reactorul, adică nu asta era ținta lor, ci clădirile administrative din zonă. E cea mai mare centrală din Europa și care oferă cam un sfert din energia electrică a Ucrainei. Deci un obiectiv strategic pe care încearcă să pună mâna. Și ucrainenii se opun. Reactoarele astea de la Zaporojie, ele pot fi închise ca orice reactor nuclear, dar dacă închizi reactorul, tot ai nevoie de energie electrică ca să menții în funcțiune pompele care circulă apa pentru răcire. Asta este principiul majorității reactoarelor nucleare. Deci problema, adică chiar dacă îl închizi, el tot eliberează căldură. Cel puțin un timp, mult. Și de aceea ai nevoie de curent electric ca să menții în funcțiune sistemul de răcire. Problema e în cazul în care un bombardament sau alte cauze, da, taie curentul pentru sistemul de răcire. Există diferite variante de backup, niște generatoare, presupun, adică îmi imaginez că și centrala de la Zaporojie are generatoare diesel, da, așa sunt de obicei, ca să dea curent. Dar dacă rușii se gândesc să le bombardeze și pe alea, că ce, ăștia își... Ce fac aici? Ăștia pornești reatoarele când vor ei, noi suntem stăpâni. Atunci chiar începem să avem o problemă. Eu cred reală, că nu vor face asta, mai ales că Moscova e aproape, exact cum spuneai și tu. Cam 1000 de kilometri, da, cred. E cel puțin, e la fel de aproape ca Bucureștiu, dacă nu mă înșel. Da. Bate vântul spre ei acum, să știți. Păi nu, adică nu cred că fac asta cu gândul să facă rău Europei dacă sunt și ei pe aproape. Ce voiai să spui, domnul Luca? Că e mai departe Moscova decât Bucureștiu. Da? Oricum ar fi, în astfel de situații nu este chiar, adică atunci când a explodat Cernobâlul, înțeleg, fără să fiu specialist, deși am făcut acum multă vreme niște scurte cursuri de nuclearistică la facultate, înțeleg că totuși reactoarele astea de la Zaporojie nu au aceeași model constructiv, au același model constructiv precum Cernobâl. Acolo era o defecțiune de proiectare care, mă rog, permitea explozia. Reactoarele astea le-ar fi foarte greu să explodeze. Și ele sunt și foarte protejate. Adică reactorul propriu-zis este foarte bine protejat. Au niște structuri de beton, sarcofage și așa mai departe. După dezastru de la Cernobâl, oricum s-au luat măsuri suplimentare de protecție. E alt model constructiv. La Cernobâl, reactorul nu prea era protejat cu sarcofage astea. Da, asta e. Deci în principiu stăm liniștiți cu centralele. În principiu nu stăm deloc liniștiți, pentru că avem un psihopat. Literalmente este un psihopat. Păi nu este deloc. Ăla este în stare de orice în momentul ăsta. Și mai are și niște slugi psihopate și sunt în stare de absolut orice. Deci eu încep să fiu realmente îngrijorat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.